să se răstoarne. Aha, avem o A. problemă. Deci eu cred că deja am Oula. pierdut. Oliu! Eu nu știu cum făcui, Ai dar am picat picat în jos pe picioare. Am mine. Dar mă picat. vezi pe mine? Mă vezi pe mine? Unde? Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Euro Truck Simulator 2. Astăzi suntem alături de Mielmoi și de Zuc, să aveți canalele lor în descriere și am decis să facem aici un episod de Euro Truck. Ia uite-mă, bă, de ce plecați? Am plecat. Plecă, frate. Suntem aici alături de Zox, cel mașină purple, zi în română. Da, mov. Mov și Violet. ăla lanti e Mielmoi. Da. Am decis Oli, să facem și o serie de... Aoleu. Am decis să facem o serie de Aoleu. Eurotrack. Am mai avut eu un an trecut, dar nu prea m-am ținut de ea. Dar să știți că o să mă țin acum. Suntem pe multiplayer, poate nu v-ați dat seama. Poate da, poate nu. Acum hai să-i dăm bijă. Bă, dar noi greșim direcția. Sau, stai, pe unde o luăm? Ops, l-am băgat pe lansă. Episodul ăsta o să fie foarte Caterin, că m-am chinuit să fac 10 minute intro, că claxonau ăsta și ăștia și nu mă lăsau să fac intro-ul. Mai au și după voi, nu știu pe unde trebuie să o iau exact. Mă așteptați și pe mine să pun un waypoint? Da. Am înțeles, se oprește Mielmoi în mijlocul drumului. Hai să vedem aici, world map, sunt pe un profil din ăsta cumpărat chestii. Deci unde mergem? Lyon? Da, Lyon. Sigur? Hai să văd aici, pusei la Lyon și merge, ne plimbăm cu mașinile și o să vedem ce o să iasă. Bă, hai să mergem toți trei în același timp pe gen, nu Da, știu. mă, unul la mijloc cu benzii, unul pe Da, da, bandă da, și unul așa, pe așa, bandă. așa, așa. Hai. Aoleu, Zox. Unul pe banda de urgență, de Da, fapt. stai că avem aici, avem mare vamă ce avem în față. Hai, Nu hai, fac bă, facecam pe pentru asta, da. că e destul de târziu și nu prea am lumină în cameră și motive. Ok, hai Zox. Ok, și mai dați și voi un buton de... Dați un buton de like. Apăsați și pe butonul de like, eu tot mă pus Zox pe Mielmoi. Dacă mai vreți episoade în continuare de... Cum se numește? ETS2. Hai Mielmoi. Stai că bag nitru. Hai băgat. Hai. Lol. Mă, mie că n-ai picat, hai. Cât ai? Plasă, hai, nimic. Mergem toți, fii atent. În același timp. Da, uite, în același timp. A, mă, stai aici. Mielmoi. Hai. Care ajunge primul la destinație? Hai, start. Nu contează, mă. Păi sigur n-ajunge. Sigur n-ajunge, pentru că o pierd să soară. Hai, bine. Concurs. Bine. Cine Mai ajunge cel mai rapid la Lyon? Sunt 361 de kilometri, deci ar trebui să ajungem în vreo 10-15 minute, ceva de genul aproximativ. Și... na. Să spuneți în comentarii ce mai vreți să facem pe Eurotrack, pentru că ar fi interesant să facem niște challenge-uri sau... După video-ul tău, cred că A? După video-ul tău, cred că mi-au ban. Păi? Mă filmez mergând pe contrasens. Ți se ce pare mai ceva vrei? Normal? Da, frate. Ok, hai că am prins aici o viteză destul de bunicică. Deci, aici nu e cine ajunge primul la Lyon. Ideea e cine ajunge primul la Lyon fără să se răstoarne. Aha, avem o problemă. Deci eu cred că deja am pierdut. Oliu! Eu nu știu cum făcui, dar am picat în picioare. Am picat... Mă vezi pe mine? Mă vezi pe mine? Unde ești? Peste gard? Oh my god. Bă, am picat în picioare, n-am luat nici mult damage. Stai să spun cât am luat damage. Am luat 17% și efectiv m-am dat peste cap. Și Zox, la 25. Zox era ca o rachetă, s-a dus. Bă. Ok. Zox, tu cât ai? Tu ai luat-o de la capăt. 25. Bă, deci dacă murim, o luăm de la capăt, practic. Pentru că ne... Da, da, da. Ok, bă, nu știu ce ziceți, dar mie îmi plac genul ăsta de episoade așa, Caterinca. Și... Cum se termină benzina până la final. Bam! Ce m-a scăzut că iau pe contrasens? Engine chestie. Defecțiune. E bine rău. Fii atent că vine mare curbă aici. Ești pregătit? Da. Fii atent. Nu, de fapt nu sunt pregătit. Vrei să vă arăt cum scoți un Zox din cursă?
Aoleu, 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 aoleu. Mamă, ce drift am făcut. Aoleu! Aoleu. O ieși sub din curse. Serios? Da. Aaaa, cine e pe primul loc? Ok, băieți, aoleu. Deci conducem, o să-i las așa iar mai lejer să mă ajungă cât de cât, dar... Iar m-am răsturnat. Bă, sincer să fiu, mai bine alegeam o cursă mai mică. O cursă, da. E, cât din să fac? Din Paris în Paris, dacă se poate. Pentru voi, da. Ok, hai, bag aici tare. Ia să vedem cât timp ajungem noi la Lyon. 270 de kilometri. Dacă nu mă răstorn, s-ar putea să ajung destul de repede. Băieții, nu știu ce să zic de ei. 198 de kilometri, hai că ajungem. 198? Da. Cum n-ai bi? Da. Eu am 260. Dar tu până ce oră s-ai pus? Bă... It's not fair, my friend. Aole, ce făcui? Așa, plătim aici. 53! Frate, cine dă 53 de euro pentru o amărâte de vamă sau ceva de genul? Ce e asta? Na, nu mi se pare ok. Păi se ia mașina ca fiind de tir. Și tu acum. Sunt ăștia chiori și nu văd că e mașină. Aveți probleme de vedere. E mică. Are... E mică. Băi. Mică ca tonaj, mă. Da, știi ce puternică e? N-ai tu idee. Fuge. Da. Oho, dai cu ea. Fuge și se răstoarnă. Să știi. Stabilitate zero. Yep. Păi avem aici o curbă extrem de periculoasă. Văd ceva oraș în apropiere. Dacă vă uitați în spate, vedeți ceva clădiri. Hai să nu mai uităm în peisaj, ne uităm și noi pe drum. Dacă nu. Dacă nu vrem să intrăm în parapeți pe aici. Exact. Ce? Hai că mergem amândoi. Bă, eu, eu am ajuns la Lyon. Tu cred că deja te-ai spawnat la Lyon, nu? Nu. Nu? Păi și cum mai ai 100 de kilometri? Cât mai ai până la ăla? 120. Lol. Poate, bă, să facem un episod în care, gen, să n-avem voie să încălcăm legea. Iar m-a răsturnat. Mamă, bă, să facem un episod în care... Ați auzit? Am contrasens, dar sunt picioare. Ați auzit, mă? Da. Episod în care n-avem voie să încălcăm legea. Oh, mamă, ce curma. Bă, eu am ajuns. What? Nu s-o poate veni broască țestul asta. Bă, eu pusei alt waypoint. Bă, nu știu cum să zic, de am ajuns la Lyon. A, i-a rămas iar fără benzina. Hai, mergem după ei, băieți, stați așa. Deci, voi este la, la Dijon, nu? Nu te întorci, stai așa. Păi... Aproape așa. Hai că eu am 100 de kilometri, da. Poți să te întorci. Hai. Ce? Ah, de fapt, stai că venim și noi la Lyon, că avem garaj. Nu mă, ce ai? Cum adică? Ce? Vine păi după nu, voi. Ne teleportăm acolo și de acolo mai luăm o cursă. Na, nu mai luăm o cursă. Stai să văd și eu imediat, două secunde ceva. Unde ești? Că ești la mecanic. O minute. Deci la mecanic în Lyon? Da. Stai să că nu știu unde e mecanicul. A, uite-l. Hai, mai băgăm o cursă așa, dar mai e aproape. Nu, mergem doar pe autostradă așa. Bine. Hai. Și încercăm să ne... Hai să vedem acum. Vedem ce facem. Eu trebuie să stai să duce. Hai că am ajuns și la service. Șmecher, frate. Ce? What? Ți-ai dat înapoi? Stai să mă duc să, să repar și eu mașinuța. Și pe aia mergem pe autostradă, boys. Bam. Hai că te aștept aici pe bordă. Bă, fraților, și cam asta ar fi cu acest clip. Din păcate m-au scos de pe multiplayer și după aia nu am mai stat să intru iarăși, să ne întâlnim cu toții. Dar în principal cam acesta a fost clipul, nu a fost foarte, foarte lung, dar dați acolo un like să vedem câte like-uri putem strânge la acest clip, să vedem dacă mai vreți episoade în continuare cu Euro Truck. Da, ei bine, am fost Sinner și ne revedem data viitoare. Pa, pa!